Bună ziua! Astăzi a avut loc o ședință de guvern în care au fost adoptate mai multe acte normative importante din domenii privind munca, justiția și mediul. Cele mai importante documente sunt din zona de acoperire a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, drept care doamna ministru Rovana Plumb vă stă la dispoziție. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! În primul rând vreau să anunț că începând de mâine 1.388.000 de salariați vor beneficia de creșterea salariului minim pe economie la 1.050 de lei. Din cei 1.388.000 de salariați, 488.000 sunt bugetari și 900.000 sunt din mediul concurențial. O altă ordonanță pe care am adoptat-o astăzi se referă la cele 300.000 de familii cu copii din România, pentru care am reglementat modul de primire a alocațiilor sociale, respectiv venitul minim garantat și alocația de sprijin a familiei, astfel încât aceasta să rămână în cuantum egal ca și până acum, fără să fie afectată de dublarea alocațiilor pentru copii. O altă ordonanță pe care am adoptat-o astăzi se referă la respectarea acordului pe care l-am încheiat anul trecut cu partenerii noștri sociali din sistemul de educație și mă refer la 60.000 de persoane, cadre nedidactice din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar, care vor beneficia de o majorare a salariului cu 12% începând cu 1 august. Și o altă ordonanță de urgență pe care astăzi am aprobat-o se referă la stabilirea regimului juridic privind lucrătorii detașați, respectiv am stabilit cu claritate termenii și definițiile, astfel încât în urma controarelor care se fac în domeniul prestărilor de servicii pentru lucrătorii care lucrează în alte state membre să nu mai fie niciun fel de interpretare eronată și să fie totul corect. Ordonanța de urgență are la bază consultarea pe care am avut-o atât cu agenții temporari de muncă, cât și cu cei din asociațiile transportatorilor din România, astfel încât să stabilim foarte clar care sunt cheltuielile generate de detașare, indemnizația de detașare și salariul minim pe care trebuie să-l primească un lucrător detașat în alt stat membru al Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult! Întrebări, dacă există? Nu cred. Mulțumesc! Nu, doamna ministru. Nu, avem și noi avem întrebări. Avem și noi și întrebări. Andreea Gheorghe, TVR. În primul rând vreau să înțeleg cam câte persoane vor beneficia de la 1 august de această majorare de 60.000. 60.000 și care este impactul financiar al tuturor acestor măsuri luate de la 1 iulie, de la 1 august? Pentru anul acesta, dar mai ales pentru anul viitor. Impactul financiar este în jur de 445 de milioane. Pentru anul acesta? Până la sfârșitul acestui an. De lei. Și anul viitor? Pentru anul viitor vom crește din nou salariul minim pe economie la 1.200 de lei și în legea bugetului care va fi aprobată vom stabili concret care este impactul bugetar. Înțeleg că anul acesta există un spațiu fiscal dintr-o colectare mai bună a veniturilor, dar nu înțeleg anul viitor cum vor fi acoperite aceste cheltuieli, dat fiind faptul că, nu știu, bănuiesc că poate nu o să fie o dublare a acestei sume, dar în mod cert va fi o creștere substanțială a ei. România are în momentul de față mai mult decât o creștere economică sustenabilă, are o creștere economică sănătoasă și lucrul acesta este confirmat de către instituțiile financiare internaționale și de toți analiștii economici, care spun că România se află în punctul ei maxim de credibilitate privind creșterea economică. Avem de 3 ori creștere economică. Creșterea investițiilor,
creștere a numărului de angajați și creștere a gradului de colectare, lucru care permite crearea unui spațiu fiscal, astfel încât la sfârșitul anului să putem să proiectăm un buget corect pentru anul 2016 ca să ne respectăm toate angajamentele pe care ni le asumăm. Sorin Melenciuc, România TV. Prima întrebare, sunt mulți angajați din administrația publică locală care se plângeau deja că în același birou șefi și subordonați au deja același salariu. Prin această nouă majorare, discrepanța sau problemele ar putea să se accentueze. Există și măsuri de corectare a acestor probleme sau așteptați noua lege a salarizării? Sunt două aspecte. În primul rând, astăzi, prin ordonanța care presupune completarea ordonanței 83 privind salarizarea în sistemul preuniversitar și universitar, de care beneficiază cele 60.000 de cadre nedidactice, am pus o nouă prevedere prin care salariații din administrația publică locală, în limita bugetului și a plafonului care a fost stabilit de către Ministerul de Finanțe, pot majora salariile angajaților din administrația publică locală până la 12%. Și a doua întrebare, când ar putea fi scos plafonul devenit pentru indemnizația de creșterea copilului, acel plafon de 3.400 de lei? Noi vrem să-l introducem din 2016, din ianuarie. Lucrăm la un pachet integrat de servicii pentru copii și în cadrul lui, într-adevăr, avem prevăzut această eliminare a plafonului de 3.400 de lei. Mulțumesc. Claudia Pârpoiu, Hoinius. În afară de ce v-a întrebat colegul meu, ați analizat și alte efecte negative ale creșterii salariului minim? De exemplu, creșterea costurilor la nivelul angajatorului, creșterea șomajului într-un ritm destul de important, să spunem așa, a ajuns deja la 7,4% în ultimul an. Aș vrea să vă spun că toate măsurile acestea trebuie privite la nivel macro în cadrul pachetului integral pe care l-am adoptat și mă refer aici la tot ceea ce înseamnă cod fiscal sau la măsurile pe care le-am luat anterior în ceea ce privește reducerea contribuțiilor de asigurări sociale. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că România în acest moment, conform Eurostat, se află pe locul 9 în Uniunea Europeană, cu o rată a șomajului de 6,7% față de aproape 10%, cât e media UE 28. Mai mult decât atât, de la începutul anului și până acum, în ceea ce privește rata de ocupare, aceasta, sigur că a crescut, din 166.000 de persoane care au fost ocupate pe primele 5 luni, 66.000 sunt tineri până în 35 de ani. Măsurile pe care le aplicăm, cele active în ceea ce privește creșterea ratei de ocupare, facilitățile pe care le acordăm angajaților, proiectul mare european privind tinerii vor contribui la creșterea ratei de ocupare în România. Dar acest trend de creștere a ratei șomajului nu vă îngrijorează în vreun fel, având în vedere că totuși a ajuns la 7,4, de la 6,6? Rata șomajului trebuie abordată lunar în funcție de evenimentele care au loc pe piața muncii. Rata șomajului se stabilește foarte clar în momentul în care avem toate datele și toți indicatorii macroeconomici spre sfârșitul anului. Vreau să vă spun că la nivelul anului 2014 am avut pe medie cam 54.000 de locuri de muncă care nu au fost ocupate. În ceea ce privește anul 2015, sunt în jur de 20.000 de locuri de muncă care nu sunt ocupate. Deci luăm toate măsurile astfel încât rata șomajului să se mențină la nivelul optim pentru piața muncii bazată pe creștere economică. Mulțumim, doamne. O scurtă întrebare mai am, ProTV, Mihai Peticilă, îmi cer scuze că vă întorc din drum. Da, domnule Peticilă. Am văzut că prin aceste majorări succesive ale salariului minim pe economie a ajuns la plafonul pe care îl primesc persoanele cu studii superioare.
1200 de lei. Ce se întâmplă de la 1 ianuarie, când acestea vor fi egale, dacă ați luat în vedere și creșterea acelui salariu pentru persoanele cu studii superioare, care va fi acesta și de când intră în vigoare? Sigur că l-am luat. Va urma pe perioada verii un calendar clar care va fi stabilit cu ordonatorii principali de credite și cu partenerii sociali în vederea adoptării noi legi a salarizării, care stabilește foarte clar modul în care vor fi motivați toți cei care lucrează în sistemul bugetar, astfel încât să se elimine, ca urmare a creșterii salariului minim pe economie, suprapunerea salariilor între diferitele clase. Dar există un nou salariu pentru persoanele cu studii superioare, un nou nivel la care v-ați... Sigur că da. Care este acesta? În momentul în care vom finaliza consultările, atunci vi-l vom spune. Ceea ce am stabilit până în momentul de față cu instituțiile financiare internaționale sunt principiile și criteriile în baza cărora se vor formula anexele pe fiecare sector de activitate din sistemul bugetar. La introducerea acestui plafon, raportul a fost de 1 la 2. Salariul minim era 600 de lei, salariul pentru studii superioare era 1200. Se va respecta același principiu din discuțiile pe care le-ați avut, chiar dacă nu puteți spune suma respectivă? Raportul care va fi definit în noua lege a salarizării este 1 la 18. Mulțumim! Mulțumesc și eu! Al doilea set de acte normative adoptate astăzi au vizat domeniul justiției. Domnul ministru Robert Cazanciuc vă stă la dispoziție. Da, bună ziua tuturor! Astăzi am avut pe ordinea de zi două acte importante de sprijin pentru sistemul judiciar. O ordonanță de urgență și o hotărâre de guvern. Ordonanța de urgență a fost emisă ca urmare a unei decizii a Curții Constituționale din 12 iunie anul acesta, când articolul 222 din Cod de Procedură Penală a fost declarat neconstituțional, pentru că în faza de cameră preliminară și de judecată nu aveam un termen în care măsura arestului la domiciliu putea fi dispusă și de asemenea nu era stabilită, tot în faza de cameră penală și de judecată, durata maximă acestei măsuri a arestului la domiciliu. Intervenția noastră de astăzi, venită ca urmare a solicitării formulate de CSM, Ministerul Public în special, stabilește o durată de 30 de zile pentru care poate fi dispusă această măsură a arestului la domiciliu în faza de cameră preliminară și de judecată, cu o durată maximă a măsurii de jumătate din maximul pedepsei prevăzută de lege pentru infracțiunile care cineva s-a trimis în judecată, dar nu mai mult de 5 ani de zile. Practic, celelalte dispoziții rămân în vigoare, și anume faptul că în faza de urmărire penală, durata acestei măsuri este de 180 de zile. Deci avem o distinție între faza de urmărire penală, durata măsurii maxim 180 de zile, și în faza de judecată, jumătate din maximul pedepsei, dar nu mai mult de 5 ani de zile. Un al doilea act important asta a fost o hotărâre de guvern, parte a angajamentului luat în septembrie 2012 de sprijin pentru sistemul judiciar în vederea implementării noilor coduri. O hotărâre de guvern care modifică schemele de personal ale mai multor instituții, suplimentând numărul de posturi, 272 pentru practic toate instituțiile din sistemul judiciar, 70 de posturi de judecători și de procuror și 200 personal de sprijin, grefieri, informaticieni și alte categorii de personal. Noi suntem în faza în care, în momentul de față, ca urmare intrării în vigoare a noilor coduri, s-a redus destul de mult durata procesurilor. Din păcate, de foarte multe ori, a ajuns să dureze mai mult redactarea unei hotărâri judecătorești decât procesul în sine. De aceea, intervenția noastră a fost în special pe zona de grefieri. Mai mult decât atât, pe noi o dispoziție, mai ales în materie civilă, foarte multe sarcini, care erau sarcini până acum, reveneau părților, cad pe zona de administrare a instanțelor, proceduri care se fac mai mult acum la instanța de judecată. Acesta a fost nevoia, să spunem, stringentă a sistemului. Practic, de fiecare dată când am mers undeva în țară, la o instanță sau la un parchet, aceasta a fost solicitarea de a încerca să suplimentăm
numărul de grefieri. Avem astăzi în jur de 200. Sper să dăm o gură de oxigen sistemului cu această măsură. Dacă aveți întrebări? Dacă nu, mulțumesc. Vă mulțumesc. A fost de asemenea adoptată o ordonanță de urgență care vine să completeze cadrul legislativ privind fondul silvic al României. Doamna ministru al Mediului. Bună ziua! Guvernul a adoptat astăzi înființarea gărzilor forestiere. După cum bine știți, în urma analizelor și în urma raportului prezentat inclusiv în Consiliul Suprem de Apărare, am atras atenția că în ultimii ani în România s-au tăiat ilegal pădurile. Și cred că lucru important atât pentru noi cât și pentru fiecare cetățean este să trăim într-un mediu curat, într-un mediu sănătos și în funcție de lucrul acesta viața noastră va fi mult mai lungă. Am spus și atunci și o spun și acum. Cele 8,8 milioane de metri cubi de pădure tăiată ilegal în fiecare an a fost efectiv scoasă la iveală printr-un calcul făcut în urma analizelor scoase la iveală de către Institutul de Statistică, care înregistrează în fiecare an pădurea care se taie cu autorizație și pădurea masa lemnoasă care circulă cu factură, și celălalt raport a evidențelor de masă lemnoasă tăiată ilegal a fost adus în fața opiniei publice și în fața reprezentanților Consiliului Suprem de Apărare și, bineînțeles, și a tuturor organelor și instituțiilor statelor implicate. Este scos la iveală de către Institutul Inventarului Forestier Național, care a luat ființă în anul 2007, care funcționează după toate normativele și directivele europene, care a făcut acest inventar în 5 ani pe suprafețe etalon, iar diferența care este dată între Institutul Național de Statistică și Serviciul Inventarului Forestier Național a rezultat acești 8,8 milioane de metri cubi de pădure. De aceea a trebuit să înființăm garda forestieră, care este de fapt nu o transformare a comisariatelor silvice, cinegetice și silvice, ci este efectiv o extindere, pentru că numărul de ingineri silvici aferenți acum, care controlează efectiv ceea ce se taie legal sau ilegal, este număr de 399. Prin această ordonanță, numărul acestora s-a mărit la 545. Criteriile pe care vor fi aleși acești inspectori sau inspectori silvici vor fi criterii de performanță și criterii de integritate. Vom face o comisie din care vor face parte nu numai reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ci și altor instituții care au rol de control. Salarizarea lor este conform acestei ordonanțe de urgență, conform criteriilor aprobate și la celelalte organe de control de la alte instituții ale statului, chiar la nivel de salarizare a ANAF-ului. Le-am spus de la bun început colegilor noștri că importanța acestei gărzi și analiza pe care o vom face în fiecare an este rolul lor de a stopa până la limita inferioară de zero tăierea pădurilor ilegale în România. Este un fenomen care în ultimii 25 de ani au fost făcut o tăiere ilegală și cred că știți foarte bine că de aceea am și insistat foarte mult ca articolul 20 din Codul Silvic să fie aprobat de către Parlamentul României, pentru că de fapt aceste tăieri ilegale s-au făcut în cea mai mare măsură din suprafețele de pădure neadministrate, respectiv a 480.000 de hectare de pădure, care în general aparțin micilor proprietari, proprietarilor care au suprafață de pădure sub 10 hectare.
Cred că prin această ordonanță și de când ea va intra și în vigoare și după ce vom scoate și regulamentul de funcționare a gărzilor forestiere în aproximativ un termen de 45 de zile, efectul inclusiv a funcționării gărzilor forestiere să se vadă, așa cum s-a văzut și efectul implementării radarul pădurilor. Dacă în 4 luni de zile radarul pădurii a putut să stopeze prin transportul de masă lemnoasă tăiată ilegal aproximativ 35% din total de tăieri executate, vă dați seama că alături și de garda forestieră, care are un rol extrem de important de a putea să fie efectiv, să spun eu, și așa m-am și exprimat, nu am putut să punem această denumire gărzii forestiere, de o poliție a pădurii. Este foarte important ca în România să nu se mai taie ilegal, iar cei care își vor mai permite să facă lucrul acesta, să știe foarte bine că toate instituțiile statului, inclusiv garda forestieră, își va face treaba cum trebuie. Vă mulțumim. Întrebări? În luna mai, guvernul aproba un act normativ prin care se interzicea exportul de lemn. Acel act normativ a plecat către Parlament, însă nu ne este clar pe ce perioadă se va interzice exportul de lemn sau dacă este interzis în acest moment. Deci, guvernul și-a făcut treaba, pentru că, după cum vedeți, 8,8 milioane de metri cubi care se taie ilegal anual înseamnă o cantitate extrem de mare și, în același timp, înseamnă și o amprentă bugetară foarte mare, aproximativ 260 de milioane de euro. Am înaintat proiectul de lege Parlamentului României, după cum bine știu, camerele Parlamentului au început să dezbată acest proiect de lege. O să rămână, bineînțeles, ca finalizarea să poată să fie făcută, pentru că nu au trecut încă la Camera Deputaților proiectul de lege, undeva la începutul sesiunii următoare. Eu îmi doresc foarte mult ca și acest proiect de lege să treacă în forma, bineînțeles, și amendată, pentru că este atributul legiuitorului să facă acest lucru, să poată să fie stopat pe o perioadă limitată să exportul de masă lemnoasă, pentru că, după cum vedeți, trebuie să lucrăm unitar și să luăm mult mai multe măsuri, astfel încât să stopăm tăierile ilegale din România. Ce înseamnă această perioadă limitată? Noi am propus atunci pe o perioadă de 4 luni. Decât că ne propusesem să intre în vigoare, să fie până la data de 1 septembrie, dar ținând cont că a fost proiect de lege înaintat tocmai pentru a fi dezbătut în camerele reunite ale Parlamentului, în perioada următoare o să vedem, în momentul în care revine Parlamentul, își revine la funcțiile pe care le are în septembrie, exact cum va fi forma finală a acestui proiect de lege. Limitare la 4 luni a monitorizării de export de lemn sau a interzicerii exportului proiectul de lemn? Proiectul de lege a fost pentru interzicerea exportului în perioada respectivă. Doamna ministru, nu este foarte clar. Mâine începe vacanța parlamentară. Proiectul nu a trecut de ambele camere ale Parlamentului. Ne puteți spune exact de când intră în vigoare acea măsură privind exportul masei lemnoase? Am spus și puțin mai devreme, după ce pleacă proiectul de lege în forma votată de Camera Decizională, Camera Deputaților, spre promulgare. Noi nu putem să luăm în calcul decât lucrul acesta, pentru că este proiect de lege. Nu se putea face în acest caz. Noi am trimis imediat. Guvernul a trimis spre Camera, spre Parlamentul României, din momentul în care am și aprobat acest proiect de lege în hotărâre de guvern. Proiectul a fost imediat înaintat celor două camere. Inițial a fost elaborată o ordonanță de urgență în acest sens, după care în ședință s-a aprobat un proiect de lege. De ce? Pentru că era mult mai bine, că aveam nevoie de implicit de amendamente aduse de către parlamentar și eu, ca și parlamentar în funcție, vă spun că este normal că atunci când iei o hotărâre de genul acesta și ținând cont de masivitatea, ca să nu spun așa, de masă lemnoasă care a circulat fără acte în România, și aportul parlamentarului să fie extrem de important, pentru că, după cum vedeți, 8,8 milioane de metri cubi anual care se taie fraudulos în România este o cantitate mare de masă lemnoasă și o suprafață mare de pădure. Proiectul a fost trimis la Parlament în procedură de urgență sau nu? Da, în procedură de urgență. A trecut de Senat, după cum știm, și a fost înaintat Camerei Deputaților. Ok, da, vă mulțumim.